Înainte să-i cânte Sabrina lui Dima, i-am surprins pe Antonio și pe Irina stând de vorbă pe terasa băieților. După a fost acel moment al Sabrinei concurenții s-au mai împărțit prin casă, pe ringul de dans și iată că îi vedem că au revenit la locul acela pentru a vorbi. Aceste imagini sunt de după acea dedicație muzicală. S-au întors acolo sau nici nu i-am văzut oare au fost. I-ați văzut acolo la în living când a cântat Sabrina? Poate nici nu au plecat de acolo. Cert este că stau foarte mult de vorbă. Glumesc, o văd pe Irina des răzând, aici sunt imagini cu Sabrina și cu Dima, au ieșit pe terasa băieților în timp ce Vlad cu Antonio și Irina erau acolo pe terasă, au ieșit pentru a ciocni un pahar de șampanie împreună cu Andrei și Simona și după au rămas singuri.